Dacă mai ține mult facerea guvernului, vom rămâne și fără creștere economică. Economia României înregistrează o scădere abruptă în trimestrul al patrulea, trend care a pornit de fapt din trimestrul al treilea. Dacă în trimestrul al doilea eram într-o stare de euforie economică, pentru că recuperasem tot ce pierdusem în lockdown, iar premierul Florin Câțu anunța o creștere economică de peste 10% pe tot anul, în numai câteva luni situația s-a schimbat radical. După ce au venit rezultatele economice din trimestrul al treilea, rezultate mai proaste decât așteptările, economiștii își revizesc acum rapid prognozele. De la 7% creștere economică pe tot anul, noile prognoze coboară la 6,5%. Asta înseamnă că în T4 s-ar putea să fim chiar pe minus. Și oricum, dacă nu exista creșterea spectaculoasă din agricultură, lucrurile stăteau și mai rău. Industria bate pasul pe loc, iar acest lucru se întâmplă și cu construcțiile. După creșterea prețului la energie și gaze, urmează acum o creștere generalizată de prețuri peste tot. Deja inflația este de 8% și chiar ar depăși 10% dacă nu s-ar fi plafonat prețurile energiei și gaze. Din cauza creșterii inflației și dobânzile încep să se majoreze, iar efectul se va vedea în următoarele luni. Pe lângă aceste lebe de negre, apărute toate în același timp, la deteriorarea situației economice contribuie și criza politică, care a transmis o undă de neîncredere în piață. Toată lumea stă și așteaptă, mai ales investițiile mari. Angajările sunt blocate, iar creștele salariale vor fi limitate chiar sub rata inflației. Chiar și Comisia Națională de Prognoză, instituție pe care se bazează guvernul, și-a revizuit în scădere prognozele economice pentru anul viitor. De la 7% în acest an, creșterea economică va scădea la 4,6%. Problema este că nu știu dacă această creștere economică de la anul va fi suficientă pentru guvern, pentru buget, pentru a nu fi luate măsuri de austeritate. Oricum, dacă mai ține mult facerea guvernului, s-ar putea să ne trezim și fără creștere economică.